Metrou, Stai așa că mergem și la metro, la Subway, la McDonald's, unde vrei tu. aici. Așa, mă, jocul... gaming, frate. Division 2. Totul e putere-forță aici. Numai, sper să meargă chat-ul. Nu știu dacă o să meargă chat-ul ăsta. Stai să dau și aici Dar... device detected. Încerc să... Oh, merge chat-ul. Salut, Brutus! Hei, băieții mei! Apropo, am făcut o mică modificare aici. Am mai zis eu astăzi, dar o mai zic și acum. Pe partea asta de webcam mi-am pus aici o lampă care bate pe mine și mă văd mai bine la web acum, că în edițiile anterioare nu prea mă vedeam. Așa că ce s-a întâmplat, băieți, să vă explic o tehnică. Deci se spune, mi-a zis astăzi un prieten, că genul ăsta de lumină care îl caut eu îi se zice alb de gheață sau ceva de genul. Să bate pe tine... Alb rece. Da, da, să bate lumina pe tine, dar să nu te deranjeze. Și atunci, ce am făcut? Mi-a dat cea mai bună tehnică. Deci eu am o veoză, să zic așa, cu un back LED luat la câțiva lei din știu eu ce magazin. Și am pus în fața lui, ca și filtru, să zic așa, hârtie de copt. Da. Da, și atunci... De fapt, da, stai un pic, ai dreptate, da. Și aia, da, deci e o chestie foarte... E o chestie foarte simplă pentru cei care vor să facă în ceea ce ține... E un life hack bun. Așa că, negruțule, tu unde ești? Nu, că ești la metrou. 5 secunde, vreau să mă întreb ceva. Cum se cheamă arma asta nouă, exact, că ți-a băgat în divizie? Diamondback. Diamondback, mă. Bun, stai, negruțule, cum, vin după tine? Da, aici, că bă, se plece. Bun, haideți, băieți, că... Aici am dat drumul la chestia asta de... Deci, pentru cei care sunt pe chat acolo, se mai uită și pe la noi, să știți că astăzi încercăm să facem aici cu negruțul Diamondback Rifle Exotic. Și sper să avem succes. E o armă care zic că se dă la sigur, deci nu avem nevoie de nicio șansă de drop sau ceva de genul. Iar exact cum zice și Brutus pe chat, studio direct. Studio direct. Okay. Auzi ce mă întreabă Brutus, că ce vei face în acest stream mirobolant? Și bureții când pentru sunet din polistiren egal life hack. Da, pentru cei care nu vreți să aveți ecou, bine, eu n-am ecou în cameră, dacă cine vrea să aibă un sunet cât mai bun la nivel de stream, cea mai bună chestie de antifonare a sunetului care să-ți spargă sunetul din cameră și să nu ai ecou în microfon sunt cofrajele de ouă. Le-i fain frumos, le vopsești un pic cu... Da, exact. Ok, băieți, începem. Începem. Stai să vină fantomatic. Aia pentru antifonare. Bă, dacă de grăbi sunteți, bă, băiatele, bă. Păi da, măi, da. Pe caine, nu mai am răbdare. Hai mai repede, că mi-e foame. Da, sunt ceva burete speciale. Da, sunt, dar e foarte scump pe metru pătrat, deci... Este. Deci te rupe la bugetos. Da. La coco. Salut, Mihai, salut și ție. Un moment. Salutare tuturor. Bun, așa. Mă, n-am distribuit. Cred că sună... Da, este apelat pe Facebook. Da. Da, eu acum o răspund. Da. Ok. Stai așa un pic să-i dăm o distribuire. Mamă, ce urlă copiii ăștia afară la mine aici. Băi, voi nu știți că eu sunt live? Bun. S-a rezolvat. Sunt la Adi TV, totul este indirect, live, indirect. Deci nu indirect, pentru... indirect. Exotic Diamond Diamondback Back Rifle. Băi, negruțuiesc că cred că aud ce se întâmplă acolo pe la tine și să nu...
apar la știri că mergem singur pentru a merge așa în misiunea, cum îi zice la zona asta, în zona Kenley sau Kelly? Kenley, mă, Kenley. Nu, Kenley. Kenley. Kenley budi budau ciu, bine. Kenley umejumor. Bun, hai, așa. Cântă. Ok, nu cântam de după ce că sângerează, mamă, deci știi cum e? Hai nașule, bag acolo fără număr. Băi, deci vezi fără vrășoală mie. Serios, deci îmi dă periculos. Am o întrebare simplă așa de. Yes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La aici la night boot-ul ăsta, frate, deci unde îi bag ăsta URL-ul că La Nightboot ce urle să-i bagi, că ăla de la YouTube, unde, sau de fapt ăsta... Intri pe dashboard și în dreapta sus ai Join Channel și o să te întrebe pe ce canal vrei să intri. Ah, ok, deci canal TV. S-a conectat automat, da. Da, deci el când dai drumul, dar asta dacă faci de pe laptop, deci dacă... De sau... pe laptop, da. Ah, am înțeles, bun, perfect. Deci, okay. Studio de buget, da băieți, o să încerc să reinvestesc în situația asta mea de... studio aici, stați un pic să distribuim live-ul nostru aici. Aia vreau să fac și eu, nu m-am fi. Exotic. Uitați, am făcut o poză la toți trei. Am făcut un screenshot aici. Mamă, așa, trimite-l că suntem pre... Bă, ce nu-mi place vremea bună, frate, latră ăștia afară de nebunești. Noua armă, dar ce? Să mor eu de cald, frate, noua armă exotică din Division. Bă, deci, doi, eu aud în căști, de la mine sau se aud în căști cu scârțe ceva, dar nu știu ce. Timpanul tău, frate. Se aude, nu se aude nimic, la... nu. Bun. Deci... Nu, deci aud așa. A, nu. Mă, nu știu, trebuie să miung balamalele, frate, poate îmi pleacă genunchiul de la loc. Chestii de genul. Aol. Bun, hai să mergem. Haideți, fraților. Negruțu, unde-i, frate? A ieșit? A plecat, da. Cyber, hai. Hai că ne descurcăm. Gata. Bine, nu știu cine a făcut misiunea asta, dar... Eu n-am făcut-o deloc. Negruțion! Ești aici? Negoțion. Stai așa să vedem. A spus dinainte că pune microfonul. Mission Detail Story. Ok. Da, știu că vorbea social pe acolo. Ok. Omlezion de le fromage. Bun, începe misiunea, băieți. Kenley Metro Station. Nu, comansou le mission. Ați înțeles, bă, deci eu încă n-am terminat aici, bă, deci cât este de grăbit. Schnell. Gata. Group leader required. Eco reconstructed. Așa. Bun, și aici avem, vezi că avem două de astea. Unul aici în dreapta, deploy military server, și unul large chemical tank. Deci trebuie să le facem pe amândouă. Ah, și al treilea, deployed EADs. Și fiecare eco din ăsta are o misiune aparte, știi? Aha, mișto. Da. Cine a selectat? Ok. Tu, sau... Nu, Negruțu, păi e în față, Negruțu. Mă, dar eu știu că toate deciziile și atalegerile se fac de către squad leader. De către... Da, el e aici și el a făcut și mergem mai departe. A, stai că el e, da, am uitat că nu ești tu. Let's go. Mamă, abia aștept să văd. Să văd armețul ăla. Bun, începem, ca să știu cum fac. Aici sunt deștea inamici. Sunt, vin. Da. Avem de făcut chestii. Search for EID triggers in the filtration area. Deci că am sărit jos, da. Am văzut. Și eu sunt aici cu voi. Hai, let's go. Deci trebuie să le căutăm chestiile alea. Uite, aici control room. Mm.
să mă uit la... Trebuie să bag comenzile la, la Nightbook-ul ăla. Da, deci sunt chestii de făcut, deci nu pot să le setez chiar așa din... Chestii, trebuie. Păi de acolo. Azi că trebuie să le setez după de... A, uite aici am găsit un telefon. Hai să sun să văd cine e. Hai că eu cred că... Cred că m-am dus așa de nebun ce îs. Acum... Știi că ai comisiunea, eu mă duc după negru. Nu, de ce n-am? Pe asta n-am făcut-o. Bă, da. Deci... Păi hai și tu după negruțul. Vin acum. Unde trebuie să iau? Unde v-ați dus? Aici, la negru Sion. Păi e departe. Așteptați-l mă și de... Păi încă nu ne arată că sunt undeva sub pământ. Da, păi deci trebuie să intre. Și de unde trebuie să... Aici în zonă ar trebui să fie. Ah! Uite acolo, sunt unii. Hai. Hei hop. Hei rup. Da, încercăm să rupem niște. Păi și ce-i sunt ăsta? Deci tot assault rifle-ul ăsta custom e blană. Moară tot prinzea lângă din rac. Aici la mine, opa. Mânca de vin. Aaa, trebuie să cobor pe ta, gata, pur, mă știu, gata. Bă, nu știu de asta. Hai, ca acum a bine. Cred că e bine. Atenție la joc, da? Mori în chinuri, mă, nebunule. L-am pârliet azi. Uite ăsta cu arcul. Aici l-am pe unul cu arcul. Deci eu, tot custom assault rifle-ul ăsta dă de rupe, frate. Deci n-ai cum. Secure the area. Custom, nu știu cum. Băieți, am o cheie de la Outcast. Am deschis-o în cufăr de-a lor. Veniți aici la un de poziția mea. Bine, ea. Ok, prevent detonation, deci trebuie să... Ok. Diffuse, no, hai să mergem. Vedeți că e pe... Dacă am selectat ceva greșit aici. Păi, ai timp, nu știu ce... Gata. Cred că vin și eu. Da, pe rând, trebuie să le dezactivăm. Bă, Ovidiu, dar tu iar n-ai pus capcan la urmă și șobolanii sunt aici. Ce-am făcut? Capcanele de șobolan, le-a activat, că-i timpul șobolanii. Haideți, mă, dezactivează alea! Să dezactivez, gata, uite aici. Pe dezactivația aia, fantomatic, vezi că ai trecut pe lângă una. A luat-o cyber, hai mai departe. Mai sunt niște butaie în capătul celălalt. Uite acolo la negruțul. Bun, defend the terminal. Să vedeți că acum vin băieții. Vin băieța și? Da, au urcat pe sus. Nu aici. Wow, cu câtă viață l-am lăsat pe unul. Hopa! Băi, cum îmi dă ăla, mă? Ia de aici. Nu l-am văzut pe ăsta cu focul. L-am luat pe ăla. Vezi că a armat. Armat un device. Mergem pe el acum. Vedeți că e unul spate. Te țin eu, negruțule. Să mor tu că ai venit să mă omori. Vedeți că vin fine spre voi un o madam. Terminalele contează foarte mult. Cadabum. Cadabum. Eu nici n-am murit. Face că bum. Ah, fantomatic. Stai. Mamă, și pe mine. Și pe mine m-a rupt unul. A venit din spate. Bă, dar
Da, și la mine vine spatele fratele meu, bă, bă, și era și nou la viață, mă. Au venit și mi-am dat până la spate, mă. Dar chestia e că nu sunt foarte greu de omorât. Păi nu-s greu de omorât, că suntem pe story, că n-ați făcut misiunile. Băi, unde-ai fugit, mai fantomatic? Mi-am dat respawn, mă. Băi, veneam spre tine, mă, dar trebuie mă, să... Mă, dar nu mai vorbiți, gata, să fim atenți la misiune. Misiunea, acum mă duc aici, negruțule. Aha! Defend. Dincolo, vor să facă ăștia gălăgie. Mori. Hopa, vedeți că au armate un explozibil. Ah! Mai e unul sus. A murit ăsta de aici, a murit. Vai, că e pe mine asta. Nice. Te-am vindecat eu acum, ți-am dat armură. Mersi. Vezi că unul în spatele tău, da, ai da, da. Mă, dar ce... Ăsta pe challenge nu-i ușor dacă ajuns să... Dar nu știu dacă este challenge. Dar nu-i ușor, că ăștia vin de peste tot. Se cam îngrămădesc așa. Bă, care vine cu tot aici? Da, dacă e unul în spatele meu. Oh, fix în grămine a bubuit. Diffuse, diffuse. Eu. Super, mersi, fain. Hai că îi dau eu diffuse acum. Bun, perfect. Outcast leaders. Ce avem aici? Health critical, skill power, weapon damage. Let's go. Search for outcast leaders. Îmi iau niște sharpshooter munition aici. Ai nemunițion? Așa, armura asta, armura critical hit chance. Skill power weapon damage. Damage to elite. Hard, da, nu e bun pentru mine. Bun, haideți să-i căutăm pe aia. Auzit? Da, hai. Unde e Cyber? Ăsta, e un chiar aia, că e foarte bun. Pentru talentul ăla. Asta cu providențul. Mi-a dispărut. Care v-au luat? Mi-a dispărut la genunchiera. Bun, hai să căutăm liderii. Haideți. Pam, pam. Așa. Deci, cert este că părțile astea de misiune, așa cu metro și astea, ești într-o clădire și tot trebuie să mergi în alte zone, știi? Uite, băi, mă, frate! A venit ăla liderul. Bă,
intrat pe mine, vii, bă, fratele meu. A plecat liderul. Hai, mă. Da. Unde e liderul? A murit? L-am omorât eu. Cu minigun. L-am pus jos pe unul. Cu pistola. Opa, vezi că o să vină din spatele nostru. E unul cu ciocanul, cred că. Bun, hai că dau cu minigun-ul în el dacă nu se poate să ia. Da. Bun. Bravo. Aici vin din spate, din stânga, din. Uite, a sărit unul aici în spatele nostru. Ok, return to Eco. Vector SBR are nevoie careva? Unde? Eu. Aici, la mine. Ia. Îl vezi? Mi-arată tot altceva. Mi-arată cover SRS. Tot altceva. Stai așa că... Hai că ți-l arunc acum. Stai așa. Îl luase tu. Da. Păi l-am luat, dacă nu l-ai văzut, l-am luat eu, ca să ți-l pot arunca. Vector. Și cum îi dau aici să-l arunc? Nu mai știu. Îi dai de la joystick din partea stângă, apeși și dai share. Options, share. Ah, ok, gata. Băi, stați. L-am pus aici, pe jos. Mă așteptați un pic 5 minute? Să dau un pic pe mod? Da. Hai. Un moment, vă rog. Înapoi la Eco. Bă, frate, deci mă vâr pe aici, deja mă plictisesc, frate, unde dracu trebuie să mă duc? La Eco, înapoi, de unde am venit. Ce dar? Hai, după mine. Deci astea sunt ortocheate misiunile astea, dar cât de cât obiectivele sunt apropiere una de cealaltă, știi? Imediat am să citesc și chat-ul, băieți. O secundă. I'm back in black. Bun. Așa. Hai că am luat ăsta să văd și... Bun, negruțule, ai activat pe aici? Ah, trebuie să vină ceilalți agenți. Până atunci am uit pe chat. Bun. Este adevărat că dacă joci Division 1 te vei adapta mai repede la Division 2? Bineînțeles. Îți vei lua Mortal Kombat 11 ca următor joc și te pot învăța câte ceva despre caractere. Măi, am văzut că are o 36% reducere Mortal Kombat 11, dar din păcate nu-mi permit în imediat următoarea perioadă să cumpăr un alt joc, așa că deocamdată nu. Dar cine știe, la reducerile din iarnă poate o să avem mai mare noroc. Așa. Mamă, ce mă. Hai, platform. Let's go. Deci dacă luați Eco-ul din stânga, merge în stânga. Dacă îl iei pe ăla din dreapta, merge în dreapta. Nu? Care e schema aici? Bun. Acum no, trebuie să-l caut unde e. Da, mă, în fine. Eu am făcut ăla la alt, singur. Nu mai știu exact. Uh-huh. Ah. Stați un pic, ați coborât, ați luat-o... Care faceți, mă? Care misiune o faceți? Ce contează care o facem? Haideți, mă, după noi. Bine. Mai, stați-mă așa, că am vrut să fiu sigur să nu cumva să o iau greșit. Se caută, uite, acum ne arată punct. Aici. Aoleu, cât sunt aici, frate. Mama mia. Mama mia, cât mă împușcă. Păi da, numai după noi n-ai venit. Deci pe aici am intrat noi, data trecută. Da, deja mă țin ăștia, trag în mine, frate. Mamă, că eu nu aveam turetă. Da, nu știu de ce v-ați grăbit. Asta e, rămân aici. Eu nu pot să avansez, că sunt ăștia pe mine. Ok, stai că imediat venim.
Du-te, mă, de aici, stai pe aici. Băi, cum dă ăla? Ăla de sună aia. Mulțumesc pentru ajutor. Ah. Oh. Ok. Să mă anunțați și pe mine când ați terminat misiunea. Păi tu de ce nu joci? Că n-am, poate n-am fost atent, ai treabă? Nu am treabă, dar... Hai, containerul ăsta ce trebuie? Expose the chemical tanks. Dispuzi alea. Vedeți că avem un bosulache, un ciocanel. Păi deci... Gata, de invizi la jocul ăsta și deja mă nervează foarte. Ce te enervează, mă? Bă, uite boss-ul aici la mine, mă, de ce n-ai... Eu v-am zis de boss, dar nu m-ați auzit. Mă, prim ca ceva în creat, un ciocanel pe aici. Nu găsesc cum să se vede. Deci... Mamă, ce trag ăștia toți în mine. A, aici era... Vai, 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 fantomatic. Vezi că-s doi boși aici. Doi boși, da. Așa e, sunt doi. Am văzut. Vai, că noroc că trec de ăsta. Nu cred! N-am mai avut unde să fug, frate. Nu că am hive-ul, dar... Da. Vezi că se aude ceva de la tine, negruțule. Te-ai jutat din gura. Era și-o bolanul de rat. Am prins și-o cheie. Bravo. Ia, cineva are nevoie de ajutor. Automatic. Vine eu acum. Vă să te dăm bine. Aaa, așa, perfect. Vreau să pun pe ultimul. Îmi cer scuze, dar astăzi nu prea am avut timp de nimica și... N-ai de ce, frate, să-și cer scuze. Nu știu, stai. Ieri era să dau ortul popii, la propriu, cu o butelie de gaz, la grătar. Deci vă desfilos, nu glumesc. Dar ce ai făcut? Doar fiind singur, bine, am lăsat și eu pentru maxim un minut, m-am dus și eu rapid la toaletă să-mi fac treaba așa. Și când ies din living, văd o dita mai flacăra care a cuprins tot grătarul. Search for the control room. Am fugit de, am rupt plasa de la țânțare, am trecut prin ea, m-am zgâriat la picioare, tot nu mai era problemă, dar repede am închis robinetul, putea oricând să bubuie. Că era și plină butelia și am zis gata, să-mi fie învățătură de minte. Căutați un pic că... Așa, am terminat. Control room-ul ăla. Băi, bine că nu s-a întâmplat nimic, știi că... Unde-i frate control room-ul ăla? Aici... Nu, aici este, sunt niște scuri. Bogdan Moldovan, salut, salut, salut! Uite, ne salută Bogdan Moldovan, băieți! Salut, se uită, se uită la noi aici. Search for the control room. Deci aici nu e în partea aia, că ieșim din zonă deja. Control room, trenul ăsta ne zice ceva? Interact. Da, că-i defect și nu merge niciunde. Nu știu, aici avem un loot. Incendiary. Uite, 42 de metri, acum ne-au apărut. Deci e mișto că după... Hai o dată că... După un timp, dacă nu descoperi, te ajută, îți dă chestii de-astea. E bine. Da. Deci e pe aici, pe sus. Bine, bine, e foarte bine. Da. Deci e un calculator sus, băieți. Asta e toată chestia. Reset the current system fuse.
Perfect. Haideți în coa, unde e Fantomatic acolo. Bă, da, deci o prostie. Vino pe aici, Japi, cred că pe aici a coborât negruțul. Hai, hai. E jos aici. Bun. Unlock using. A, te învârte asta un pic. Păi nu, că aici sus e. Deci aici sus e ceva. De unde am plecat noi. Mamă, ce greu e când faci primele misiuni, frate, și nu știi nimic de ele. Da. Da, până la mine asta îți dai seama că și eu sunt derutat și joc pe a doua oară. Reset, reset. Stați un pic. Deci e ceva cu un panou electric. Deci vă zic din start. Uite, da, pull lever. Nu, că aici ai, că am outcast key, am deblocat ceva aici, a? Bun. Iteme, dacă vreți. Reset, correct. Deci vedeți că trebuie să combinăm fuse-urile. Uitați-vă pe jos, după cablu de pe jos, ăsta gri. Aha, da, bun. Trebuie să fie corect pus, da? Corect făcut. Uite unul din coace. Ia să vedem. Gata, bun. Aici la mine a fost. Acum mergeți pe următorul. Aia, e perfect. Așa e și la prima parte din misiunea asta, unde acolo la școala aia sau ce-o fi aia, că trebuie să faci combinația corectă. Măi, vedeți că iară s-a resetat. Nu e bine. Am tras de asta. Păi nu, nu mai trage. Păi nu mai trage. Stai un pic. Reboot the power grid. Bun, ai răbdare. Stai că aici ai power grid-ul. E dincolo, către voi. Și o să stau aici, am zis că să dau. Bun, nu e bine. System has... Ok. Ia, acum. Acum. Stai așa că mai este unul, uite aici. Deci uitați-vă pe jos după cabluri. Acum, încearcă acum. Acum. A mers? Da. Bun. Da. Deci era celălalt, nu era ăsta de la nu, mine. Nu, mai era încă unul. Sfirele pe jos. Bun, hai să ne uităm după silo ăsta. Tot jos în gaură, oare? Hai că mă duc, hai să vedem. Sau pe aici, pe sus? Hai că sunt eu cu negruțul, ne împrăștiem. Aici sus nu e, că de aici a plecat misiunea. Mamă. Deci este un siloz aici, un siloz de intake. Pe nu că așa asta e style-ul, e un siloz. Headshot marksman, mersi. Haideți că, ca și zonă, suntem bine. Ce am luat aici? True Sons key, am două key deja de la True Sons. Da, necrosul am accesat metro acum. Search for the intake silo. Aici aceste. Uite, că cu altă cheie. Iarăși, Trusan. Da, deci uitați-vă după astea. Aici da, ieșim iar... Da, nu-i nimica. Băi, deci nebunie, frate, ce întortocheat e pe aici. E labirint. Asta e cel mai ăsta, că celălalt e mai ușoară. Da, da, păi te face să pierzi. Harta ce zice, măi? Păi noi suntem în afara hărții. Eu cel puțin. Deci unde e Fantomatic și unde e Cyber Surfer în zona aia trebuie căutat. Așa că pe coridorul ăsta sau... Cam asta ar fi schema. Aici vă căi. Dar arăta ceva. O, aici la mine. A, sau nu, unde? La tine. Nu, 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 acolo, acolo unde vă arată. Arată ceva. Mamă, deci mergeam total aiurea. Serios. Ai de cap. Ia uite, gata. Aici ajungem. Uite, Intex Silo, frate, și acum am văzut că scrie. Da, mă, Intex Silo. Băi, dacă nu știe să citești... Gata, băi, pune... vezi că e toxic, frate, aici. Da, puneți-vă măștile. Și cum le pui? Se pune automat.
Vedeți că vine un ciocanel. Vine un ciocanelu. Să vină ciocanelu, frate, că... Bravo. E... Pa. Hai, ciuciu. Gata, o să... Am scos-o pe aia de acolo. Bine că ai scos. Bine că ai scos. Ai scos-o frumos? Bă, încet. Încet. Păi da, că am luat situația în mână. Știu cum e fantomatic? Mid ghedult. Mid ghedult. Ah. Mamă, m-a amețigat ăsta. Stai că acum ai dat bine la... La ce dai drumul, mă? Băi, deci ăsta meu nu umblă. Nu umblă corect, frate, din cauza la chestia asta de gazion. La mine e tot așa, dar foarte amețit. Bun. Unde mai trebuie să fie un ventilator sau? Cred că în partea asta mea undeva. Da, acolo la tine, dacă ai dat ceva. Trebuie să tragi de pompa aia, e exact, perfect. Dai la pompă? La bubuie, bubuie asta cu focul, nu-i problemă. Ba-da-bum-bum. Vedeți că iarăși vin de sus, de sus, negruțul. Hai sus, hai sus. Mai e un ventilator aici, sau? Da, la dreapta, acolo. Da, am eu, e în spatele meu ventilator, aici, lângă mine. Am unul. Return to the eco. Hai că trebuie să urcăm iarăși la da. Suprafision. Să... La suprafas. Pardon. Cum se zicea fantomatic suprafață în germană, că am uitat. Mamă, e foarte lung în orice caz. Cum? Oberfläche, nu? Oberfläche, Oberteile. Obertaie, și Oberfläche de la supra, da, am înțeles, gata, nu s-a mit. Salut, Manu Balam, salut! Nu cred că te-am mai văzut pe aici, dar mă bucur enorm să fii printre noi. Nu mi-aduc aminte de numele ăsta. Hai după negruțul. Mersi că ați venit pe aici. Bun, deci ăsta e ultimul, eco care îl facem. Foarte bine. Un moment că vreau doar să... Ați ieșit afară de tot sau unde v-ați? Gata. Nu, uite aici, hai. Acum. Da, v-am văzut. Așteptăm să stăm în rază. Da, deci trebuie să păzim. Aici stau, eu stau sus. În raza soarelui. Vin ăștia. Mă pute că ăla stă. Raza soarelui, floarea soarelui. Bă, dar de ce fugă ăsta, bă? Auzi că de ce fugă ăia, păi da. Păi, nu eu, știți ca filmul ăla cum era, mă? Nu trageți domn seama ca sunt eu lăscărică, nu mai ești, bye bye. Băi, dar de ce îmi pune tureta jos, frate, deci nu înțeleg. Vedeți că vine pe voi o tipă cu... Ăștia sunt outcasts din aia. Cu flăcărica. Vine flăcărica. Așa îi zic la tipelor ăsta. A venit flăcărica. A venit căprăoalele. A venit căprăoalele. Da, flăcărica. Îi dau capul ăla culoare. Nu îi dau cap. Olo, vine un kamikaze, vine un kamikaze. Uite-l. A venit. A, vine și pe mine. Stai că aștept să scoate capul unu. O, mai bine nu. Dă-mi pe ori. Bine că acum stă la ieșit. Îmi simt apel și trag în perete. Hmm.
Vai de capul meu. Stă ăla la suprest acolo în spate de numai. Vine pe mine un kamikaze. Mamă, ce noroc că am avut cu tureta asta. Hai mă, mori. Așa. Păi vezi că numai din față vin fantomatic. Deci trebuie să păstrezi una pozițion. Plăcărica la ochii la ora 12. Ia uite. Lasă că-i dăm, periculos. Păi tu nu ești în cover fantomatic acum. Ei, nu vreau, vreau să... E Rambos ca el. Te înțeleg, te înțeleg, așa și eu cu divisionul ăsta, frate, când știu că trebuie să stai atât ascuns. Nu pot să cred că... Nu pot să-mi imaginez că te voi pierde. Te voi pierde. De la verdicta vine poliția. Da, bine. Ce pune? Uite, iată, a venit poliția. Mamă, ce mi-a dat-o. Tate mi-a dat-o. Mamă, deci amândoi am aruncat hive-ul, frate. Deci l-am umplut de hive pe săracul. Da, deci sigur. Access military server. Gen Vlad Țepeș când era tânăr fecior. Cu sabia și cureaua lată. Da. Iată gami și cureaua pe fuci odată. Pe țeapă odată. Hai, apasă pe server acolo. Acum trebuie să stăm în partea asta la altă. Aha. Ia-ți înapoi hive-ul, Ovidiu. Da. Am uitat de el. Lăcărico! Uite cu câtă căldură, cu câtă dragoste fierbinte. O să bubuie! Mama, nu duci. Bă, ești nebună, bubuie și n-a murit. Da, mă. Îmi place să stau în cover, nu știu de ce, în spate stau de cealaltă. Mersi. Da, da, becurile alea, frate, sunt așa de nașpa, că nu de gândit. Da, te cam îndoaie de balamale. Haideți înapoi, hai înapoi în zona fantomatic. Da, da, vin, vin, vin. Am venit, am venit, am venit. Mam! Kamikaze în stânga. Mamă, ce mi-a plăcea să am niște C4 acum să-i dau la ăsta, mamă. C4? Da. Eu pe ăla cu muniția, pe mitraliorul ăla vreau să-l iau. Ia-l de acolo, ia-l cu sniper. Încerc, dar nu se arată. Fantomatic, noi doi, cel mai tare duo. Bine spus. Și cum suntem? 18. Băi, deci nu-l văd pe ăla, frate. Aoleu, de echipă, echipa rachetă. Vai, ce ne-a fript ăștia. Măi, au venit doi pe noi, frate, kamikaze. Ia. Deci... Snob și de-aia, știu că suntem snob și aici, mergem pe anul. Snob? E snob. Ia uite, mă! Ia uite, mă! Face bum. Am vrut să te ia în brațe, de-aia a venit la tine. Nu vezi cu câtă căldură fierbinte? Vine la noi. Granatăm, granatăm. Ihabe granatăm. Și de sus dreapta se trage. Am văzut. Am văzut. Băi, deci e atât de întunecat acolo. Bă, încerc eu să mă duc așa încet, încet. Bă, deci dincolo, frate. Hai că și-a scăpat la grenada acolo în capăt, perfect. Bravo, mă. Hai că a terminat serverul ăsta de procesat printre altele. Faceți-mă upgrade la procesor, mă, că merge prea încet. Kamikaze.
Auto Vemo. Auto Vemo? Da, nu mai am muniție. Caine munițion, caine munițion. Bam, ce-a sărit din ea aruncătorul ăla de flăcări de aici. Dă-i fratele ăla damage. Cât încape. Imediat citești și chat-ul, dragii mei, acolo. Un momento. Arma o iei după ce termin Kenley College de la Chapel, zice Cosmin Bocioacă. Ah, bun. Bun, 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 știm, știm, suntem pe feeling aici. Mamă, ce păcat, Cosmine, că nu ai pe PlayStation jocul ăsta, că văd că te pricepi acolo. Search for server in the filtration area. Uite-te și tu cât e de handicapat făcut jocul ăsta, frate, deci nu vede scara aia, bă, cât e de lată. Așa și... Foaci, foaci, vine să iau joc scolă, dau că de geam, stau să fac. Ce e asta, frate? Marksman Rifle. Mă chinui să urc pe scara aia, frate, și... Hai că poate... Urcă, cum se lasă în dreapta? Știu, știu ce zici, știu ce zici. Deci, what the fuck? What the fuck ia eu? Fuck ia eu. Ia, ia, om. Băi, eu prima dată când am văzut filmarea aia, cu femeia aia, frate, eu tot am râs cu lacrimi. Da, 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 da. Da. Și bă, mi-a dat de mă rog. Bun, vedeți că trebuie să mergem în filtration area, undeva în dreapta. Haideți după negruț. Ha, bun. Am așa o întrebare, ce sunt itemele alea, așa, albastru ăla deschis? Cum zic, electronics. Electronics. Ăla te ajută să-ți muți talentele și să-ți faci itemele și... Așa, ca să te chinuie talentul. Să... La... Vezi că aici suntem la intake silo, nu aici. Filtration area... Era acolo unde am tras noi în butoaiele alea. Ah, acolo era. Uite aici ai filtration area, la mine. Așa, mă, băiatule. Bun. Da. Bun, vedeți că ne vin băieții. Vin băieții. Sus! Kamikaze! Am eu, țin eu dreapta. Orientează-te un pic. Uite-te un pic pe minimap de unde vin fantomatic, băieții, și unde? Și unde e roșu, de acolo vin și trebuie să tragi. Lăcărica, lăcărica. Dacă îl chem pe state, îți arată scheletul, ca în episodul ăla. Stai că de fapt lăcărica arăta scheletul. Așa acolo, mu. Da, sus, mai vin unii. Caută-l. Să fii pentru dronă. Bun. Da, bine, uite-te acolo la YouTube. Mișto. Wow. Tot în partea de sus. Alexandru Coțur, salut! Mamă, Alexandru, pe tine chiar că nu te-am mai văzut de ceva vreme aici pe stream. Mă bucur totuși. Mai răruț că mai drăguț, dar excelent. Hai mă. Așa. Vezi în stânga, fantomatic vezi în stânga. Am văzut, da, am văzut. Da, știu că pe PC e ceva mai dezvoltat, însă... La Call of Duty Modern Warfare fac ăștia crossplay, băieți, așa că cine știe? Cine face crossplay? Modern Warfare. Fantomatic. Deci în Call of Duty chiar o să avem crossplay. Ce se face crossplay? Da, da. Adică o să fie crossplay exact. Platform? Exact.
Interesant, deci o prostie crossplay-ul mi se pare mie, fără supărare. Bă, asta e. Nu, știi de ce? Nu, spun pentru un singur lucru. Că ăia joacă cu mouse și să prăști jos cu controller. Nu contează, măi. Asta. Ne bucurăm de joc, asta e viața. Bine, bă, dar tu, să ai, tu ai posibilitatea să-ți alegi PC only sau știu eu. Mă uit. A, ok, atunci ok. A, nu, nu o să te oblige nimeni, nu. Locate the correct valve. Vedeți că trebuie să fie alea corecte, băieți, valvele. Deci, nu vă grăbiți. Gata. Nu e bine. Stai așa. Stai așa un pic. Deci aici e o țeavă. Ah, no, manifold. Hai la intake. Gata, înapoi la intake-ul ăla. Silo. Pe aici pe undeva. Pe aici pe undeva, prin stânga sau pe unde era silo? Uite aici. Aici, intake silo, aici la mine. Hai că deja am învățat harta asta încet, încet. Da, așa că am aici. Expose, da. Pull lever. Pull the lever. Pull, pull. Vedeți că... Vin ăștia pe la spate. Ceva... Trebuie să tragem în ăla din mijloc, butoiul ăla. Gata. Mamă, mamă. Hai, 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 hai. Măi, a tras toți în el. A tras, așa e. Așa e filmul, nu? Da, da, da. Am înțeles. Stai că mă... Nu, nu, nu-i nimic. Acum, acum ridică la iarăși. Ok, ok, super. Go, trageți acum. Wow, de ce se trag, frate, că a tras la mine, n-au apucat să... Damage, 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 damage. Ia, stați băieți cum îți... Mă duc la, mă duc la următorul computer. Vedeți că vine ăla cu lame, vine ăla cu lame, vine mașința cu lame. Mă duc la următorul computer să dăm damage în ăla. Dați damage acum. Wow. Eu o să mor, dar... Dați damage. Nu că am hive-ul. Am hive-ul. Voi dați damage în butoi. Bun. Perfect. Oh, stai așa, stai așa, stai așa. Mamă, iau topo. Băi, cum a venit nebunul ăla, mă. Perfect. Go back to Echo. Vreau să ne ce item am primit, între timp mă uită... Echo. Negruțu, te pup aici, Alexandru Coțur, nu știu care e schema cu voi. Ce telefon să iau? Din joc, mă. Bă, am dat un telefon acolo. Nu spunea de Adi, mă. Adi, Adi, Adi. Da, e să lua Adi. Mamă, deci mi-e stricat elunule. Nu, nu, nu. Iată, vața ta pe masă, Cosmin, să-mi dea exoticul, frate, că mă înresc. Telefoane, facem rost, cumpărăm, avem piață, OLX, ce vreți voi? Ai, ai. Place caracterul tău, băi, de ea. E așa și așa. Tot femeie, mă. Dar ești tot femeie, bravo. Aole, aole, stai că ce lumea de... Și am la fel tot femeie. Să mă pun pe mut, că la mine până doarme, okay. La mine cum face urât. Bine, bine. Lejer. Waiting for agents, mă băieți. Venim, venim, venim. Mission completed. Bun, și acum mai trebuie să facem clădirile celelalte, nu? Exact. Perfect. Am luat un proficiency. Deci,
Deci unde e exotica? Unde am exotica? Vreau să mă duc, vreau să mă duc. Păi stai un pic, că mai avem de jucat misiuni. Haideți sus. A, trebuie să le facem pe toate? Păi da, toată zona acum. Băi, da, haideți sus, tot? Că... Da. Deci urcăm scările, bun. Da, și trebuie să mergem la college acolo, la Student Union. La studente. Da, ori la Student Union, ori la library, unde merge și negruțul. Da, mergem la Canley, Student Union, chestii trei buni. Uite, ai ne telefon. Uite, am luat telefonul ăsta, Cosmin, dacă tot ai zis. Hai, Virgen, sunt puf. Los gen, schnell, schnell. Rifle. Hai să luăm. Bewegen, bewegen, bewegen. Bewegen, bewegen. Nici ăsta nu l-am făcut, negruțule, deci eu ălalalt l-am făcut. Deci ăsta e Student Union, eu library-ul l-am făcut, atâta tot. Ia să vedem, arma, tot Eagle Bearer-ul e mai bun, toate trei. Bă, băcioacă, e ok Spider-Man-ul? Ca nou? Da. Îți dă experiență telefoanele, am înțeles. A, nu știu, Spider-Man pare... Pare a fi șmecherie Spider-Man-ul ăsta, nu? Pare a fi. Da, băiatul, dar numai armă din astea, de aiurea mă dați, nu mă dați nici ceva bun. Ordinul bărbaților din Maryland, eu ce spune madame. Bun, aici iarăși avem trei ecos. Mama mia, ce ești frățioare. Iarăși avem niște misiuni aici. North Courtyard, deci... North Courtyard, tot în față. Am crezut că ai zis North Korea, așa mă spune. Tot în față, cred că e North Courtyard de ăsta. Hai, gera de aus, gera de aus. Sper să fie ok unde am venit. Nu, nu e ok, am pus eu un waypoint aici. E aici? Nu, e în partea alaltă. Mamă, frate, auzi că... În nord și eu m-am dus în sud. Taman în sud m-am dus, frate. Nord și sud. Nord înseamnă că trebuie să iau în dreapta mea. Search more. Stai să-mi scot waypoint-ul ăla că... Întrebarea, a zis cumva că trebuie să ne îndreptăm spre nord? Search more GTF casualties. Așa s-au zis. Numai mă, aia cu nordul a fost înainte, măi, Ovidiu. Acum ai alta, uite sus, scrie sus. Măi, am înțeles că poate a zis ceva la raport când a vorbit ăla. A zis la început că în nord trebuie să căutăm nu știu ce. Și acum ne împrăștiem și căutăm casualties. Deci nordul e stânga. Hai, negruțul, mergem spre nord. Was haben wir hier? Băi, dar e de mers. E, frate, de... Ne rup. Am piață între ori până acum. E de căutat de plictisos. Am băt picioarele, așa e. Măcar dacă erau niște studente aici, ca la puf. Opa. Bă, ești nebun, fii atent ce film rulează aici. Ce film, mă? Ia, unde? Unde ești, mă? Acesta e așa. Deci ăsta e ăla cu Dracula, cred că ăla, primul Dracula, cum așa. Dacă tu ești tot mai înaltă... Mamă, deci dacă n-am... Ziceți, băieți, unde trebuie să mergem aici? Bă, de-am căpiat. Bă, băieți, m-am căpiat data căutat. Am găsit GTF. Altfel. Da, avem aici loot cu arme. Military MK... Ia. 46. Nu știu încă mă uit la film. Dar mă gândesc serios să-mi iau o pungă de popcorn. Aici la mine, da. Iteme. Și niște o compo... A, uite aici la mine, mă. Ui, chestia asta. Ceva frigider din asta. Uite, mă, că-s niște... Ce pana mea. Hardware key. Am găsit hardware. Băi, deci serios. Search for server terminal in the sports bar. Bun. Am văzut un sports unde bar. M-a? Ceva banner am văzut acolo. Hai la bar. Hai la bar. Poate găsim acolo ceva interesant. Nu, am văzut un banner... Unde e la centralul? Hopa!
După cine tragi, mă, negruțule? Sport bar, după aici. Ce vrei. După ce vrea el, bă. Aici, în dreapta, e sport bar, nu? După ce vrea mitraliera lui, mă. Nu, cred că a tras ca să ne cheme aici. Da, a, el a închis microfonul, da. Să înceapă distracția, băieți, hai, care e DJ-ul? Băgați la boxe, hai, bombastic. Pe bombastic. Stai să-mi fac un selfie al de vreo. A, la pu... Vedeți că sus pare a fi un sniper? Da, nu, grenadier sus. Dar cu un molotov aveți grijă. Mai vine și unul. Vine kamikaze. Vine încă un kamikaze. Da, da. Mamă, dacă bubuia ăla lângă mine. O să avem o chestie aici cu panourile electrice, că am văzut un panou acum. Bravo. Vine ciocanar. Ciocanarul? Da. Ciocanelu? Ia să-i dau cu... No, a fugit. Mamă, ce i-am spart cu sharpshooter-ul, schema. Bravo. Și am continuat cu... Ce la limită! A murit, nu? Repede. Era, nu cam haivu. Era să nu mor, sincer, dar... Deci am căzut la datorie. Stai așa că vine să te reînviu. Să învii din morți. Super, fain, mersi, fain. Mamă, dar ce multe ți-a frate să te înviu, frate, că mi-a luat mie 3 sferturi din viață. Păi nu vreau să fiu înviat de aia. Da, e... Mamă, vezi ce așa... Vezi în stânga o să vină mai mult aici. Da. Am scos în stânga acolo. Adică în dreapta voastră. Stânga mea. Vedeți că aici avem un lunetist sus acolo. Cine are lunetă? Am eu. Pușcă cu lunetă? Zap. Am pus jos. Băi, ce bun, pe ce repede am plătit, nu pot să cred. Vine aici, hai. Secure area, vedeți că acum vin băieții încă o dată. Aaaa, nu mai am hive-ul, vai ce am exagerat. Unde ești, mă? În fața voastră. Bun, hai că vin eu. Da, a fost greșeala mea. My mistake right now. Ce-am făcut, mă? Mi-ai dat hive-ul. A, ce bine. Am crezut că l-am dat într-o zonă ca prostul. Că bine, ca neinspirat-o. Mai vin, băieți. Am observat. Vezi că o să arunc o grenadă sau molotov. A dat în el, că exact în mână i-am tras. Coffee shop. Mamă, mergi la coffee shop, dacă mă înțelegeți. Hai la fight to go, hai la cafea. Din prima. Știi cum îs? Mamă, deci eu deja pe fai de cap meu. Deci cu cafeaua rulată și băută. Ma! Hai la cafea. Unde-i coffee shop-ul ăla? O fi sus la etajul. Amsterdam, pe strada principală, este chiar acolo în centru. Coffee shop, aici în dreapta la mine, am găsit semnul. Deci uitați-vă aici pe mijloc e. Da, iau-te, Kerman, deci, măi, ca să găsiți cafe. Zonele, uitați-vă sus deasupra ușilor, că scrie. Da. Pentru cine știe să citească, trebuia să menționez. Ican Leven. Din dreapta, kamikaze. Da, eu țin stânga. Ican auch aber will nicht. Ican auch aber wenig, hă? Aber will nicht. Aber will nicht, dar nu vrei, știi ce ăștia nu vrei? Da. Vine flăcărica ora 12. Mamă! Noaptea. A venit flăcărica ora 9.54. Băi, dar cu ce mi-a dat așa damage, mă, omule, mă, n-am fost atent, mă. Bă, bombă, da. Stai, bomba.
stai să-ți dau revive, stai. Îi dau eu revive la Fantomatic, simplu de 6. Okay. Da. Simplu de 6. Eu trag aici de ăstea ca să tragă și mine. Mă. Vedeți grenadă? Adică molotov. Da, molotov, molotov. Bă, s-ar putea să mor. S-ar putea să mor. Da, am eu deja la high-ul. Uite-l pe ăsta unde e cocoțat, frate. Coco. Am cineva Coco? Îmi place Coco prăjit. Așa zice mea la carte prăjit, Coco prăjit. Din stânga, din stânga vin mulți. Da, 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 l-am văzut, am vedeț că vine ciocanelul. Am zis ciocanelul. Da, mamă, ce. Am eu minigun-ul, termin eu. Direct pe tureta mea s-a dus. Obidiu, ajutor, ajutor. Da, 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 stai, stai. Dă cu ciocanelul, dă cu ciocanelul. Vino mă încoace la mine, vino încoace aici la mine. Da, ok, stai, 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 stai că mă târăsc pe tine, așa. Hai, tărăște-te cât poți. Nu pe acolo, negruțu, mă, nu acolo, mă, hai că vin acum. Vino încoace. Ah, okay. Uite-și tu prin zona. Bă, încerc să mă uiți, nu știu ce greu mi-e să mă concentrez. Bă, deci am un somn, frate, deci mai un pic și adorm, știu cum, instant. Auzi la... Da, eu te înțeleg, Fantomatic, deci așa am și eu serile alea pe stream. Intru, frate, și îmi pică balamaua. Exact, cum erai tu când alaltă, zic, nu... Da, da, da. Nu poți, nu poți. Deci aia care au zis că gaming-ul e ușor, îi salut din mers. E ca și cum ai spune că ești o vedetă pentru filme de, filme de adult și e foarte ușor, știi? Cam ceva de genul ăsta aici. Mamă, mă, Ovidiu, mă, deci serios acum. Pe aia gândește că e un joc de noi. Deci, serio. Nu, am zis de altceva, știi cine spune chestia asta? Mi să fii actor pentru filme de-astea, pentru adult nu e ușor. Ok, ok. Încă n-am filmat filme de genul, dar primul lucru când o să filmez o să te anunț cât de ușor. Și stau și vă întreb, dar ce mă, le știi tu cumva? De dai, îi faci comparația asta? N-am vrut să zic. 91 de item am. Mai bine nu. Haideți, fiți atenți aici, Lecture Hall. Hai, căutați. Hai să ne lectureze. Aici e Reception. Lecture Hall, aici la mine. Nu știu dacă a, sus la etaj sau... Nu, jos aici. Păi trebuie să scrii deasupra... A, uite mă... Vezi ce înseamnă să știi să citești, mă, băiatule. Dezactivați astea, fraților. Mai avem 26 de secunde. Mă duc sus. Eu mă duc aici jos. Repede. Eu mă duc pe aici pe undeva. 14 secunde. Băi, e sus acolo. Da, eu sus aici. Ce mă, nu s-a dezactivat ăla? Dă-l în pisici. La mine s-a dezactivat. Bun, perfect. Gata. Da, mă. Mă, ia foc odată, mă. Băieți, voi sunteți tocmai dincolo, nu? Da. Uite că am încărcat, mă, înainte să-l omor. Capture terminal. Mergem unde e, unde e, unde e, unde e, sus, jos? L-am luat eu acum. Băi, ești nebun și mi-a dat și drona și mi-a încercat să... Stop, bă, stai. Vin eu. Defend, băieți. Boss! Boss, acolo la negruțul. Am înțeles. Wow, mamă.
I-am spart prima armură. Dați în cap, dați în cap că ia damage periculos în cap. Bravo. În spate tău. Da, l-am da. Mersi, fain. Bă, ce bine să ai o echipă bună. Oh, snap! Ce sniper i-am dat lui ăla. L-am sniperit. Snipereală. Da, deci... Da, fugă ăștia pericol. La Olimpiade, mă. Bă, tu vezi, nu avea poți să da, da. Da, te auzim de da, da. Aici o să vină doi boss care traduc, au dat grenade cu foc. Da, știi ce o să fac? O să încerc să dau grenada cu spuma, după aia dați cu grenazile repede. Ok. Hopa, în spate tău. Da. Băi, nu prea mai am muniție. Nu prea mai am răbdare. A, uite că e mișto că am... Fiecare cu ce îl doare. Incendiare. Cu ce îl doare, da. Am lanțe incendiare la M60. Mamă, deci, băieți, mă un pic îmi te scuze că vreau să îmi golesc din aritimul ăsta ce le am. Că am prea multe și să stai bine că nu am loc. Eu știu ce zici, dar vezi că băieții nu așteaptă. Caută sniper. Nu mai am muniție, frate. Avem restock cu pești prin zonă, nu? Vezi că în spatele tău. Da, așa da. Mă, Bubu e sus. Du-te repede la el. Ah, wow, perfect. Bravo. Hai mă, unde e ăla cu restock-ul lui, mă? Avem restock? Avem o flăcărică pe aici, că aud flăcări. Flăcărică în sus, flăcărică în jos. Sau e doar... Cum se numește? Cred că restock-ul e jos. Aici e restock-ul. 800 de gloanțe am luat, frate. Bravo. Nu mai avea gloanțe deloc, zice. Da. Nu. Hai cu exotica, mâncava aș vouă să vă mânc. Mamă, deci o vreau știu cum, pământ de flori. O vrei ca ciocolata după... Da, ca ciocolata. După efort fizic intens. Da, da. După ce ai mâncat niște polen. Manu, da, cu buți jucăm, nu? Da, cu boți. Da, e story mode. Deci nu e multiplayer, da. E story mode. Nu e PvP. Da, mă, dacă era PvP, foai de tavă. Era rupere. Dormeam deja. Comes coffee shop, acolo în față. Welcome to the coffee shop. I'm gonna give you some coffee pop. Aute pe bani. Aici. Welcome to the lollipop. Cu grenadă, băiatul. Au pe dreapta asta, așa. Bă, ești nebun ce frate Coflec m-a lăsat pe ăla la viață și mi-a dat un damage cu molotovul ăla de manetă. Da, bă, dar de aici de sus nu pot să mor cu sniperul ăla, da, pe... Credeți că e sus sniperul, iau. Da, pe acolo mă duc eu. E de fapt Arcaș, mă. Da, eu sunt pe el, dacă scoate capul, am fript. Bun, pe modul la fantomatic sus să-l ajut. Hai mă, băi, n-a luat capul vieții ăla, mă. Așa, așa.
gata, trag în ăsta, în arc. Uuuu, ce a dat-o, frate. Uite, mă, dar pe mitraliorul ăla, mă. Ce figuri îmi face ăla. Uite-l, mă, s-a urcat, bă, ești nebun. Ce faci, mă? Da, l-am ratat pe ăsta foarte, de foarte multe ori. Rambo style. Access comes, Gem. Hai. Hai după-i. Let's go. Let's kill this. Acolo sus. Ai nemudder speaker. Acum știi cum ești fantomatic. Zici orice numai să mai reziști, corect? Să mor eu, dar... Nici o problemă, că știi cum îți dau revive, știi cum te recuperez. Ca să mă înțelegi, frate, că și pe mine când pic, așa când... Da, motherfucker, totu-i șmecher, totu-i tare, eu când coros ca o beșină, frate, căzut pe spate, nu mai stă gata să mă desumflu oricând. No, bun, stați așa un pic, că trebuie să luăm sursa corectă. Deci uitați-o după firele de jos. Mă, băieți, mă, ce văd aici în față, bă? Nu cred, mă. Hai, băgăm o pulpă de căprioară, ia-o-te ce am aici. Căprioară, ia-o-te pe Bambi, mă. Mă, Ovi. A, Ovi, fii atent, nu, serios. Hai, mă, fac și un pic o glumă, ce te deranjează? Zi, negruțule, păi nu-l aud pe negruțul, măi. Prima dată găsiți firul ăla roșu cu... După aia albastru. Eu sunt la albastru. Deci eu sunt la albastru, ziceți-mi când să gestionez de aici. Hai să dau eu roșu. Da. A, stai. Apasă numai tu... Hai că dau eu albastru. Am dat albastru, a fost bine albastru. Următorul. Bun. Mai sunt două, băieți. Ordinea corectă, stați așa că vă zic acum care e ordinea corectă. O secundă. Verdele. De sus de la panou. Bun, aici unde sunt eu am gen zebră. Stai acolo. Acolo stai. Deci trebuie, nu, zebra e ultima. Deci vine albastru, roșu, verdele și zebra ultima, da, alb. Acum. Așa. Și dă-i pe următoarea. Bun, perfect. Deja, știi că ordinea apare pe ecran acolo. Și mi-a apărat și la mine aici. Bun, băi, ce faceți, mă? Unde sunteți, mă? Ce faci, mă, Bambi, mă? Te-ai pierdut, mă, mica? Outcast in lecture hall. Acolo undeva în stânga, băieții. Lecture hall. Bă, băieții, da. Aici, la mine. Aici azi, băieții. Nu ce problemă, sunt după tine. Ia zi, fantomatic, mamă, ce tare e jocul ăsta, de doamne, să n-adorm, hai să iau, auzi, hai să iau odată exotica aia să plec în pana mea, de ce să... să plec în Panama. Deci, iată, m-am făcut o unitate să schimb Windows-ul, să instalez driver și asta, am intrat cu voi... Atenție la boss-ii ăia! I-am văzut... Dar vezi că nu merge decât cu grenadă pe aia. Da. E așa, că vin mai mulți. Oh. Mamă, frate. Unul e... Oh, unul coboară, ia. Asta e așa, foarte coboară. Deci, trebuie să eliberăm adiționale după aia și ne ocupăm de boss și în rest. Deci ăștia sunt mega imuni, frate, eu le dau grenadă la picior acolo în cerc. Da, și un cerc, da. Le-am dat la tot imuni, uite că a luat foc. Deci numai la foc își mecher, băieții. Deci...
Nu știu, vezi că l-așa ceva din cutie. Ah, n-am dat bine, n-am e dat bine, bine, e bine, e bine cum am dat. Nu, n-am dat. Bun, ăla e. Vedeți că când iau foc băieții, putem da damage în ei. Deci aia e toată schema. Wow. A luat foc? Nu. Dați în ei. Gata. A luat, a luat. E cu foc pe el. A nu, că e imun. Cred că e un bug. Nu e un bug. Bug. Bă, ești nebun, dar tu... Stai așa, fantomatic, unde ești, mă? Nu, nu, e ok, e ok, e ok. Nu, dar au venit unul, eram atent la ăsta de sus. Mersi oricum. Eram atent la ăla de sus, știi să vreau cu unul. Da, ai grijă acolo. Perfect. Mersi, fain pentru drona. Acolo în spate, acolo în spate. Ah, am crezut că a luat foc. Ovi, ai cumva da. O grenadă de aia incendiară de la acolo ca să poți să tragi? N-am incendiar, am doar cu spumă. Și eu am numai he, frate. Adică... Ca să ai incendiara trebuie să ai, eu nu știu, să ai o specializare anume. Eu la mine am incendiară în gloanțe la M60. A, ok. Eu am incendiară, dar trebuie să echipez că am echipat aia la altă. Da, nu știu. Cu damage-ul ăsta nu pot să dau periculos. O seară bună, Florin. Da, a început distracția. Mă, vedeți că aici. Dau cu spumă în ăla. Dar degeaba că nu-i dăm damage. Nu da. Pe ca nu să da, puteți da. Voi să dați cu... Dar n-avem. Dar n-am. Ce, cu ce să-i dau? Stai așa. Să nu l-am la mine. Eu încerc să-i dau cu... Bun, dar fug, mă, nebunii, mă. Acum zic că... Nu mai am nici... Oh, și nici nu mai am. Perfect, mă, băiatul, am 7, hai că mă duc... Băi, fiți atenți aici, stați un pic. Hai că l-am blocat. Bun, hai că urc sus. Măi, așa. Luați-vă tureta cu flăcări, frate. Tureta cu flăcări. Da, mă. Eu am tureta cu flăcări. Bun, pune-o jos, lângă ei. Da, acolo pui și vezi că e manual. Hai, mă, serios, mă, mi-a dat ăla acum. Deci puneți tureta cu flăcări pe jos, băieți, și facem varză, fiți atenți aici. Stați așa. Dar pun-o lângă el, mă. Hai. Hai că îi dau instrumentul de echipa. Oricum am o grenadă cu... Veniți aici, lângă noi. Stai că încerc să-i pun lui ăla tureta naibii. Dar se și mișcă, mă, al drac. Auzi, pune spuma și eu pun flăcări. Deci spuma plus tureta. Că dacă nu, ăștia tot o să vină aici. Ovidiu, ai reușit să dai? Păi eu n-am schimbat, mă, eu rămân cu asta, cu spuma, ca să-l imobilizez. Măi, dar eu te-am întrebat dacă ai spuma ca să-l imobilizez, să pun eu tureta pe jos. Am. Dă-i spuma. Dă-i. Dau acum, hai. A fugit, frate, deci nu cred. Hai. Am pus. Imobilizat, dă-i. Gata, am pus. Nu, că e bine. Bravo, băi, hai. Dar și că tot imun e căcatul. Eu am înțeles asta, dar s-a pus după perete, frate. Ăla e după perete s-a pus și mama. Da, mă, și șmecher, mă, omule, mă. Bă, dar i-am fi atent, i-am luat din viață un pic. Da, eu știu, dar un pic, așa. Bă, ăștia bun care îmi dă damage ăsta foarte. A, uite că mi-am distrus tureta exact când a venit ăsta la alt, mă, The King. Dar chiar e un chin, frate, deci dacă tot te-a pus numele mumă să așa, chiar e un chin. Hai, că am pus eu tureta să vedem cu gălțul. Bă, dar ce fuge ăsta, frate? Bă, dar fuge în continuu, nu reușesc nici cum să-l pierzi, să văd, te-a urcă sus. Da, nici eu n-am ce să-i fac. Uite, gloanțe cu... Bun. Da. Gloanțe cu flăcări pe jos.
Păi eu am deja la mitralieră, dar degeaba, nu merge. Nu merge? Bă, dar ce se urcă asta ca maimuța, mă? Bă, da, continuu, nu reușesc nici cum să... Hai că unul... Mamă, de... Mă, deci... Hai că am dat pe el! L-am dat jos, firar al naibii. L-ați dat pe ăla acolo, stai că... Încercăm, frate, dar nu zâmbesc că nu stă... Gata, bă, l-am blocat aici. Așa, bun, că am dat-o mirat. Nu știu, eu aștept... Dar tot spune că e, mă. Dar trebuie să fie de la flacără, de la foc, neapărat. Păi da, am dat grenadă cu foc. Păi degeaba tot, nu, tot timpul spune pe el. Ciudat. Nu știu, eu l-am dat jos cu tureta mea, deci... Aici, lângă tine, dăm și mie, te rog frumos. Stai, unde ești? Sunt chiar aici, în stânga ta. Azi că am dat cu asta, că dacă mă omoare și ăsta, să fiu și eu... Încerc, mă duc sus pe boss-ul ăla. Măi, gata, mă, nu mai urla așa. Lejer. Lasă-l să facă ce vrea, fără foc n-avem șanse. Încă 13 secunde. Ce făcea boss-ul ăsta? Da, eu am înțeles. Am înțeles ce ai zis, da. Unde-i, mă, ăsta, mă? Blochează-l cu ceva. Gata, i-am dat foc. Păi i-am dat cu... Hai încoace, să vină pe tine. Asta e, hai că pe el, e pe el. Acum, a luat foc. Dar tot imun îmi zice. Da, bine, dar trebuie să stea tureta pe el. Nu-i fă presiune. Întoarce-te de pe el, să vină el la noi. Fantomatic. Îi faci presiune. Așa, acum e bine. Gata, asta e, încă o dată, hai. Dă-te în pana mea de aici. Bine, mă, că m-a pus el jos. Dar nu mori, mă. Nu. Hai, du-te mai încolo, să vii... Așa, acum tureta dă-n el. Haide, fă turetă, dă-i în el. Nu, o am aici pe jos, e lângă mine. Mamă. Bă, eu trag în ei toate gloanțele din lume, dar nu... Bă, dar și-o trag, bă, tot în lume. Bă, dar mai bine, trebuie, n-am nici viață. Vine aici, încoace ăsta. Asta e bine. Hai, dă-i, mă, turetă pe el. Acum dă tureta în el. Asta e. Dă-i spumă acum dacă poți. Nu mai am spumă. Gata, mă, a murit, frate. Gata. Stați așa. Așteptați. Vin eu jos, așteaptă că vin eu jos. Stai aici, vin aici încoace, în stâng. Vin aici spre mine. Mamă, frate, deci a trebuit tehnică la ăștia, a? Bă, noroc că mi-i somn, că altfel, mamă, cât de agitat puteam să fiu. Serios, deci, noroc că mi-i somn, că, știi, așa de calm, nu vine să cred. Bă, Fantomatic, unde ești, mă? Aici jos undeva de la... Păi să-ți dau... Haideți, că trebuie să secure the area. Mai este unul în stânga, dincolo, sus la etaj. Da, văd, e aici la mine. Și au sărit. Bun. Return. Hai, dar tu pleci joc, stai. Stai, frate, că mai este încă o misiune. La colegiu, la librărie. Nu, o altă locație cu 3 misiuni. Cum? Ce? Deci e ăsta și mai trebuie să mergem la... Zi la librărie, dincolo. Mamă, dar e chiar enervant. Deci cine a făcut jocul ăsta, l-arunc în WC-ul, frate. Deci cine a făcut misiunile astea? O să reușești, mă. Stai că mai trebuie să facem încă una aici. Și după aia încă 3 dincolo și luăm. E mult, frate, exagerat. Da, nu reușesc, picioare. Eu mâine la școală, băi, e bun.
La mine, nu. Băi, nu știu, voi știți, asta înseamnă să fii gamer, frate, adică nu știu. Bă, ok, gamer, gamer, dar școală pe primul loc. Asta da, dar... Eu te înțeleg, dar ce școală faci? De gaming, nu? Da, de gaming, ai dreptate. Zile la băieți acolo că ai făcut practică azi noapte și totul e ok. Da, pe mâine da. Când o să-mi dea la decimalele și algoritmi și alea, o să-i zic, am te supărat, dar eu am probleme care... Bă, dar două n-ai bine treabă, bă. Zic algoritm, dar Division 2 cum e? Cine are exoticul? Exact, da, așa o să zic. Pe nemții nu-i interesează. Pe nemții nu-i interesează. Să-ți dea diplomă. Bun, back to mission, guys. Stați focus on the mission, că vă zic eu că reușiți să faceți. Ah! N-a fost damage de 100%. Acolo. Atenție la grenadiern. Keine Granaten, ich habe keine Granaten. Așa. Bun, secure încă de sus, stânga sus. Ia, ia. Oi, 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 ulala. Mai adaugă la ulala, mai adaugă o literă P în față. Ovi, dar de ce tot timpul trebuie să te gândești la chestii din alea așa? Bă, ce? Ce deranjează? Pe ce? Și restul și vorbesc așa câteodată, ceilalți. Dar nu, trebuie să te gândirn. De ce te gândirn? Gândirn la ce? Gândirn Vasis Losa, n-ai ne... Ulala, la, la, chestii. Vas. Da, aia am spus. Eu nu pronunț. Bă, da. Fiecare... Bă, după ce trage soate, că mă învârt pe aici ca ceva în găleată. Bă, eu... Salut, Mihai, cât mai ține live-ul, ia auzi aici. Mai ține, frate, că exotica aia... Să mor eu... Bă, dar știi ce? Ai dreptate, mâine e vineri, frate, deci... Mâine mă duc la școală, două ore dorm dimineața pe canapea. După aia mă pun și eu să... Exact, exact, perfect. Păi uite, soția mea acum a venit în casă cu cățeiul. Deci... Cuci. Nu faci tu exotica aia? Hai să fim serioși. Exact, da. Păi deci... și astăzi îmi zice proful astăzi că du-te tine pe vreo jumătate de oră așa, că stăteam și el preda, frate, și mă uitam la el și deodată îmi pică capul așa și zic, what the fuck? Deci eu te întind pe jumătate de oră și vin după aia, că văd că nu ești în regulă. Vezi? Exact. Dacă mă întindeam, bun, și, și mâine o să-i zici că hai să-ți arăt cum da, stau lucrurile. Exotic, bă, el știe? Nu știe. Deci, crede foarte că simplu. Interesează. Bine, asta e problema lui, frate. Am văzut muniție pentru minigun. Urc sus în stânga. E musai să iau. Vin ăștia. Aoleu, și tocmai pe aici vin. Tule, tule, tule. Mi-au blocat accesul la muniție. Hai, mă. Așa, mă. Sus, 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 kamikaze. Scos. Încă unul. Bun. Cyber în spatele tău. Da, 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 am văzut, am văzut. Stai liniștit, oh. Mă facă. În dreapta noastră. Da, da. Aoleu, ce a tras. Vezi că i-a dat lui aia periculos, fraților, dacă mare aia se duce misiunea. Aia, băi, e bun, eu trăgeam în aia și aici, măi. Deci nu-i bine deloc ce am făcut aici. Just a second. Păi am luat damage ca nebunul. Mamă, deci ăla nu stă pe loc, frate, să-l împuști. Bă, dar și ce trebuie să fac eu? Mâine trebuie să-mi bag controlul înapoi la laptop să-l setez, pentru că în Division, frate,
Vai, 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 cum mi-a dat aia. Setează-l, fratele meu, că... Da, îmi fuge pe repede ținta, măi, mă amețește, îmi dau ținta să-mi vedea pe nu știu ce te spun. Haideți înapoi la... situațion. Tu nu ce setează japi în funcție de joc, sau no. La fiecare joc, la fel. Mie poți să-mi pui orice manetă în mână acum, orice sensitivitate, 125, că mă mișc bine cu ea. Nu, pe asta, de pe analog mă refer. Da, nu, 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 nu mă las influența de absolut nicio setare, deci am început să mă adaptez așa mai repede cam la orice. În Battlefield, de exemplu, l-am instalat acum, n-am făcut nicio setare, nimic. Deci, pur și simplu am intrat în joc și m-am jucat așa cum era nu. Eu mi se tot de obicei știu în funcție de joc. Mai ales pe... Măi, da, dar s-ar putea să ai o problemă în privința asta, pentru că când nu vei juca bine, te vei bloca doar pe acel aspect. Adică, bă, nu joc bine pentru că n-am sensitivitatea bună. Dar de când colo nu e adevărat. Deci e doar o stare, o... Îți impui o stare, da, un gând. Adevărat. Da, da. Și de atunci... Nu e de stare, chiar depinde de cum te adaptezi și depinde de fiecare persoană, nu e vorba de stare. E vorba și de felul cum îți setezi axele. Păi da, bine, dar dacă tu ai un gameplay nasol, îți invocă starea să te gândești la următorul lucru. Bă, nu-i setat corect. Deși e setat corect, nu? N-ai nici... Nu. Eu mă refer și la ce mă refer, Zapi? La... Zi. La profile, știi că eu am înțeles treaba aia, da. Vedeți că vin kamikaze. În fine, hai să jucăm că murim aici. Îl avem pe Obi care ne dă aici, vai. Ce puțin mie îmi dă drone tot timpul. Mersi, Obi. Chiar am văzut drone acum pe mine. Hai, vezi, uite, așa nu-ți fă grijă. Ia niște capshot. Capshot, da. Last one, hai să mergem cu gagica asta. Îi ținem spatele, a? De 6. Da. Hai fantomatic să-i ținem spatele. Hai. Niște gloanțe. Hai să facem sandwich. Mamă, frate. Wurst sandwich, așa. Un menaj a 3. Menaj a 4. Sau menaja Sank, nu vezi cât suntem? Sau menaja Capre. Menaja Division, băieți. Menaja Division, da. Da. Aruncător de flăcări, boss. Ok. Bă, dar la până aici trage cu amarul ăla. Aoleu. Mamă cum a bubuit. Am aruncat spuma. Da, pe mine e unul aici, a? Din stânga vin mulți. Da, mulți. Am văzut. Perfect. Mai e unul în stânga undeva, dar nu știu unde. Da, îl văd pe minimap. Sunt eu. Îl am eu. Mort. M-am zis că mă ocup eu de partea stângă. Ah, ok. Nu știu, spun dinainte de ce parte mă ocup, ca să știe lumea. Ca să te dă mai repede misiunea. Unde e nebuna aia, mă? Vedeți că a fugit în partea alaltă. Am văzut acum. Return to Eco. Gata. Luăm niște resurse pentru... Așa. Bun, deci asta a fost ultima parte. Cu inginerul. Și acum mai vine încă o misiune cu 3 din astea, dar misiunea aia e chiar mult mai ușoară decât restul. Sigur? Da, deci chiar e... După aia primim exotică?
Da, așa... Da. Așa știu că da. Este desfăcut. Da. Este desfăcut atâta, nu? Ce să mi se desfacă? Chapter-ul, ți s-a deblocat. Chapter-ul, mă, capitolul. Chapel unlock, da, 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 capela, în stânga, jos, voi uitați. A, bun, hai să mergem să luăm. A, mie mi s-a desfăcut că eu am făcut-o singur partea aia la altă, băieți. Mă, haideți după negruțul, mă. Bă, când ajungeți acolo, îmi dați și mie vreo frumos un bike, că vreau să trag de puțin, dar... Da, băieți, va trebui să, va trebui să facem librăria, deci cine vrea... Unde-i li... aici e chapel-ul? Deci trebuie să face, degeaba mergeți că vă, nu vi s-a deblocat, cred că. Trebuie să facem și librăria, băieți. Și după aia primiți și voi exotica, haideți că luăm acum schema. Mă, bine, dacă nu vreți astăzi, putem încerca mâine, nu știu care e faza. Aveți nevoie de un... Stai, că intru acum la exotică, liniște, vă rog. Ma. Interact. Și avem... Ce avem aici când am nicio exotică, frate? MPX-ul, Tactical-ul și Polycarbonate. Cum e, adică locked? Nu, mă, poate trebuie locked. Să-mi dea... Da, dar tu mai trebuie să faci misiunea, mă. Aia, ultima. Păi n-ai zis că faci misiunea ultima? Acum. Păi mai trebuie să fie una. Bă, nu mi-a dat nicio exotică, frate. Deci nu știu... Nu. Nu știu care e schema. Dar n-am primit-o, mă, mai... Ba, am primit-o, mă, Diamondback, am primit-o separat, frate. Bă, băiatule. Unde separa, mă, unde separa, ea? Era să îmi dea cu eroare exotica, băieți, o aveți acum pe ecran, este Diamondback de la Rihanna, Shine Bright Like a Diamond. Da, înțeleg? Nu mai tu, mă, vreau și eu. Păi bun, păi hai că mergem acum, stați așa. Azi mai am două cash-uri. Ma. Dar de unde ai luat-o? Că vreau și eu. Unde, unde? Ți-am zis, mai trebuie nu să facem încă o misiune, măi. Mergem acum să facem library-ul. Deci, băieți, asta e periculozitatea. Am făcut singur library-ul, măi. Eu am făcut singur librăria. Bun, haideți la librăria acolo să o facem. Imediat, vă rog. Băi, cu țigările, mă, nu știu, mă, cum sunteți voi aici, mă. Țigări, țigări, avem țigări, țigări. Da, eu mă, eu mă duc, mă duc către library. Și, păi veniți după mine, după aia, acolo, dați fast travel sau nu știu care e schema. Yes, of course, cum să fie, bă, dacă de cald iară, frate. Și cu căldura asta, parcă nu mai era cald, dar nu mai era. Aha, deci ăsta, asta e exotica. Itemul ăsta, mă. Hai că eu mă duc direct la librărie, dau direct aici teleportare. Unic, măi, dar ca să pun moduri pe exotica asta, ce trebuie să fac? Văd că e... Mamă, ăsta are un șarpe, mă, pe el. Da. Aoleu, ce urât e, nu vreau, nu-mi place. Măi, cum pun moduri pe asta, mă? Chii, dragi. Ce-mi zice asta? Diamond Stability Weapon Modes. Aha. Fiți în Diamondback. A, deci nu, nu pot să pun moduri, frate, că are standardul pe ea. Eh. E unul, frumos, da. Deci nu e așa că pui ce vrei tu și scheme. Aici o să avem ceva similar cu, cu celelalte. Trebuie să găsim... Trebuie să găsim tot felul de siguranțe și de să găsim o ordine anume. Siguranță și încredere. Țineți aproape. Mamă, frate, asta cu siguranță și aproape a fost pentru Gaian. Exact. Pentru Das Polizei. Mamă, 98 din 100 de iteme am. Ia să vedem ce nu-mi trebuie mie aici. Assault rifle, asta e destul de bună. Assault rifle, protection from elites. Health on kill, e bună. SMG. Nu-mi trebuie.
SMG nu-mi trebuie. Critical damage, critical hit SMG, nu. Aici la ăsta unde pui pentru tine. Rifle damage, începe să fie bun rifle damage-ul, da. Cum? Zi, fantomatic. La, aici la aparență unde spui. Trebuie să-ți cumperi, frate. Nu, am aici jos colț în dreapta, pui culacă la mine, aia când se deblochează, cum se deblochează. Nu știu. Mă trebuie cumpărat așa. Nu știu, deci chiar nu mă pricep ca să te pot ajuta. Maximum damage rifle, nu. Cât? 700, nu. Assault rifle damage, bun, perfect. Ia să distrug aici, ce nu ne mai trebuie. Numai un pic, băieți, ne mai uităm la opțiunile astea. Deci avem așa, lapse of time. Aoleu, am Eclair 97, băi, iarăși. Total armor has a scurs. Nu. Bine, băieți. Haideți, băgăm. Păi, așteptăm, țigări, ce știu eu. Dacă băieți s-au apucat de... Kain, țigan, reten, mer, Kain. Rauhen, ten botan. Skill. Rifle damage, am o armură cu rifle damage, perfect. Weapon damage, skill, așa. Kain, Rauhen, mer, Rauhen, verboten. LMG. Rauhen, gesund. Rifle. Nicht gesund. Rifle damage. Las uns rauchen. Bun, deci am de lucrat aici. Hai să mergem, băieți. Hai. Ich lasse ihr nicht rauchen. Hai. Băi, eu cred că eu beau prea puțin. Hai, negruțu, dă-i play și... Hai, fantomatic. Du darfst nicht rauchen. Nu, zic să îi dăm blană. Hai, să mergem. Dăm rauchen. Deci acum chiar o să fac un pic de gameplay cu exoticul ăsta, a? Să vedem care e treaba cu el. Da, ce? E assault rifle? Ce... Nu, rifle. Glonț cu glonț. Rifle. Mamă. Equipment, tactical resistant. Follow server, luați-o după ăsta galben de pe jos. Și aici o să ne apară niște șmenari. Da, o să iasă un boss la un moment dat din lift. Mai în lift? Da, push the button. Push the button, push the button. Vezi că vine boss. Mamă, 5 glanțe are ăsta. Bă, da, ce damage dă. Dă un ciocan din ăla, frate. Are doar 5 gloanțe, dar dă damage periculos de bine. Tommy Gun mi-a picat. Vedeți că vin din spate. Deci... Mamă, două gloanțe și i-am topit pe ăștia. Măi, dar nu-i deloc ușor, băieți, să jucați cu arma asta. Pentru că are doar 5 gloanțe. Într-adevăr, dă bine, dar trebuie să fii un pic precaut. Cum joci cu ea, că dacă te prinde ăștia în offside, ți-au rupt balamalele. Da, damage dă periculos de bine, deci. Ah! Ah! I-am lăsat o unghie de viață ăla. Bravo. Bravo. Secure the area. Mai e unul sau? Mai e unul sus. Ce chestie, mă, că dacă trage în tine cu fire rounds, nu mai poți să pui zoom. Da. Da. Da, am văzut și eu că nu mai poți să dai, să te uiți pe cătare.
Science collection. Staff only. Pe undeva pe sus, da, trebuie să urci și să te uiți după science chestii. Asta este de octagon, aici octagon unde sunt, ce să ține minte. Octagon. Păi da, asta e mijlocul și aici trebuie să... A, deci acolo... Armă, avem aici ladă cu armă. Mi-a picat o șapcă. Da, un M4 mi-a picat mie. Light. Bun, Science Collection, uitați-o pe sus, pe la uși. Ia, ce asta? Exhibitions Room. Octagon Science Collection, aici la mine. Hai după japi. Vedeți că aici la un moment dat o să fie o chestie cu... cu siguranțele. Mă, assault rifle-ul e assault rifle, deci degeaba. E bun și assault-ul ăsta, adică rifle-ul ăsta, dar... dă bine damage. Bine, chestia e că ăsta dă damage blanao, adică nu... blana. Da, deci dă blanet. Blanet. Asta că trebuie să fii un pic mai, mai calculat când tragi cu arma asta. Uh-huh. În rest... acum... bă, mie îmi place mult. Deci îmi place mult cum... bă, ești nebun. Uite mă ce e aici. A picat ceva galben acolo. Bă, dar mă crezi? Eu de când joc jocul ăsta... o exotică, frate, mi-a picat. Una singură. Las că o să-ți pice acum. Păi da, dar zic. Deci una singură mi-a picat. Deci vai și am arde joc. Haide, bre. Aoleu. Bă, deci controlul... mamă, ce frumos, ce frumos merge. Deci ăsta e din ăla, se dai edge kill-uri din alea, frate, deci. De unde tragi tu, mă? Hai de înapoi, fantomatic. Nu-mi place să nu stau, că o să am fugit. Am fugit ăsta. Ah! Bă, ce-a scăpat, bă. Nu-mi place că nu sare sânge destul din ăla. Cine-o stânga? Deci dă, no, dă bine rău damage. Dă bine rău damage, frate. Ia. Da, ia uite, vine unul în spate. Fantomatic. Executiran. Era lângă tine. Da, știu, erau lângă mine, erau tine. Erau. Vin acum, fantomatic. Și lângă mine o grămadă. Încet, timpul are nostros. Stai aici. Stai mă acolo, stai pe loc. Stau pe loc. Stai că vin ăștia. Da, da, bine. Mie îmi place rifle-ul ăsta, deci. Hai că după ce că te înviu. Deci mamă, termin un veteran din 3 gloanțe. Și unul simplu din 2 gloanțe, deci... oricum, cred că... bă, ce face ăsta, mă? Stai, Japi, nu mori. Nu, că mor oricum. Dar am hive-ul. Nu, dar știam că mor oricum, nu mai am unde să mai fug. Terminal damage. Da, nu trebuie să ia damage. O stânga voastră, negruțu. Wow, pe ăla nu l-am mai simțit. Dăm viață.
Caută-l acolo. M-a venit din spate, mă, nu cred. Dă viață, mai repede, mai repede, mai repede. Cred că vine acum. Snap, 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 snap. Nu, mi-am dat eu singur viață, nu, nu, nu-i problemă. Nu contează, să ai destul armură până, că n-ai destul, până îți dă regen. Da, mi-a distrus ăla. Fuck, a rămas fără glonț, serios. Deci chiar foarte elegantă arma asta. Nu-mi place care șartă l-am colăcit, nu-mi place deloc. Dar dacă dă damage, ok. Da, deci e... E bine rău cum dă. Bun, secure the area, cred că mai este unul sus. Stai că mergem acum pe el. Îl iau eu. Băi, apropo, băi, vezi că a sărit. A sărit în spatele tău. Nu e în spate, am văzut. Zi, Fanta. Apropo, în Destiny, ca să ceea ornamentul pe... Ornamentele, de fapt, că sunt trei feluri, e arc, solar și void. E armură, știi? Da, le știu. Te costă 15.000 de bright dust. Adică bani. Bun, haideți să... Nu, nu, bright dust-ul primești dacă dezmembrezi nave, stero-uri și... A, am înțeles. Bun, haideți să mergem după terminal ăsta. După negruț. Nu, trebuie să iei cablu. Deci... Păi asta fac, iau și cablu. De la terminal. Se duce și negruțul după. On cable network. Deci cable network ceva. Nu aici la mine. Hai mă, unde era final terminalul ăla? Că știu unde era. Pe aici prin zonă era pe undeva, dar nu mai știu exact unde. Acolo la negruțul, la voi? A, da, și aici sunt valvele. A, da. Fuck, câta zigzag-ul a făcut ăla. Da, aici e terminalul. Vin băieții. Perfect. Fantomatic! Hai de capul meu! Am vrut să fac pe Rambo și... Deci... Lonely Wolf. There are line wolf. The Lonely Wolf. The Wolf. Vin eu acum. Mamă, ce trage la mine. Ce a dat-o, calul. Nu cred că mai stau așa de mult. Cam cât mai avem de făcut din asta? Nu foarte mult. Deci eu zic că merită să aștepți. Încerc, crede-mă, decis. Apropo, mersi pentru... Vai, cum? L-am văzut. Ia uite-i, kamikazele. Nu. Mă, ăsta Diamondback-ul are și after damage cumva? Nu, hă? Am tras acum într-unul și gen... Aici, aici, ai. Au încercat la o schemă, da. Vezi că o să vină din ăștia pe la mine. În dreapta voastră. Din stânga. Bun, perfect.
Kenny Library, haideți că... Cred că prima parte am făcut-o. Și mai avem încă două părticele mici, una cu cablu și una cu... Mamă, dar asta mult a durat să-mi bat picioarele. Bă, n-a durat, nu mi se... Sincer, nu mi... Deci... Nu, în comparație cu celelalte... N-ai cum. Da, deci nu mi s-au părut că sunt foarte lungi. Înseamnă că mi se pare... Ne grăbim noi și de aia, știi, de aia mi se pare că... Păi n-ai, deci v-am zis, cu cât obosești mai mult, cu atât vrei mai mult. Deci tactică... Radio Trigger. Bun, acum undeva la tot SID-s din alea trebuie. În octagon, înțelegi? Acolo unde ai fost tu. Hai să ne urcăm. Da, aici. Da, octagon, aici la mine. Și aici sunt niște valve, băieți, la un moment dat. Octagonul aici. Exact. Main collection. Hai, go. Vai, ce bine dă, mă, exotica asta. Deci mie îmi place. Nu știu care e schema, dar mie îmi place. Da, ia, nu da cu fals. Asta se ia, nu știu. Băi, deci eu urăsc ăștia cum fugă așa de aici. Cyber, te descurci cu ăla acolo, nu? Da, mă descurc, am shotgun-ul cu foc. Intru în ei, mai dă și foc. Bă, dar dă bine shotgun-ul la tău, că am văzut. E full automatic shotgun, n-ai mișto. Mai vine un bomber din ăla. Da. Bomber, bomberman. Și încarcă, nu pot să zic extrem de rapid, dar încarcă bine. Deci, îți dai seama că e optimizat în anumite feluri, știi? Totuși exotică, știi? Mamă, da, deci e perfect. Dacă avea 10 gloanțe, erai un fel de Iisus Hristocea. Mamă, ce hit i-am dat. Nu mai e numele Domnului în derâdere. Păi n-am luat-o în derâdere. E... Zic așa, mă zic. Vedeți că o să trebuiască să ne ocupăm de valvele astea de apă, de țeavă galbenă, dacă e până acolo. Da, ok, hai. Hai să ne jansăm un pic la țeavă. Bun, și acum trebuie să învârtim la pompele alea imediat. Eu activez aici, unul sus la etaj trebuie să meargă unde scărțile pe mijloc. Mă duc eu. Hai, negru, toamnă. Luați-vă după țeava... Am văzut-o. Bun, vedeți că numai una din trei am activat. Două din trei și mai trebuie să fie una. Ați activat-o pe aia de acolo? Bun, aici unde e focul trebuie să fie una. Ești pe aici pe undeva. Aici sus nu văd. Deci stai, o țeavă, asta a fost activată, aia de sus e activată și mai trebuie să fie una. Nu mai țin minte exact, da. Jos la parter, nu? Aici. Știu că aici unde e focul ăsta trebuia să fie o schemă. Uitați-vă după țeava galbenă, vă rog. Uitați acolo, am văzut. Uite acolo e. Unde trag eu, e exact acolo. Cine se duce repede? Uite eu, acolo. eu, sunt aici. E acolo, am văzut țeava unde e. A, dar nu pot să trec. Înseamnă acolo. Că trebuie pe aici. Bun, pe eu, o să mă duc eu. Da. A, mă duc eu repede. Sau... Da, e închis. Dar că s-o am plimbat pe aici și de aia... E închis? Da, nu-mi dă voie. Atunci da, stai că zic eu care e schema. Trebuie să mergem pe lângă flăcările astea. Nu? Și să nimic, că nu. Și să nimic, că nu. Nu, n-am nicio treabă cu. Așa. Ia stai așa. Gata, acum puteți deschide. Era un panou de control. A, bun. Nu-ți aminte din vechiul, da. Da, uite pe ce arată acum. Uite, vezi că a venit și... Ok, și acum vine ăștia. Băieți. Haideți că mă ocup eu de valvă.
Băi, ce damage are asta, frate? O, altă ce e, dar sunt un o, care. Bun, și se spun și... Aici, a? De sus de undeva. Vine kamikaze. Stai să mă duc sus, da, stai să mă duc sus. L-am văzut pe sus. Ok, secure the area. Încă tot sus la etaj acolo undeva. Ar trebui să fie. Vezi acolo pe mijloc, în stânga undeva. Ok, analyze. Analyzed. Bun, și acum vin, stați aici și vedeți că vin din toate părțile astea. Grenadă. Vedeți, avem... Da, vine din spate, iau-te de sus. Băi, frățiuer, băi. Mă, frățiuer, mă. Băi, ce-mi place arma asta, deci sunt nebun după ea, gata. Bă, da, deci eu nu văd nimic din cauza la lumina asta albă. Da, trebuie să preconizezi cam pe unde e health barul lui să te uiți un pic mai jos. Da, pe așa faci, da, n-ai, exact, n-ai. Da, și nu se face tot timpul. E boss, sus. Sus? Gata, da. Vin eu pe... My way. Mamă, dar ce damage țin dă pe un veteran minigun, frate. Nu pot să cred. Da, că e boss, îl face varză. Uite-l. Da. Da. Ah! Perfect. Hai că până să iau eu boss-ul, vreau să-mi lăsa și mie o bucățică. Bă, dar stai că iar am mai primul aici de să mă... Hai. Perfect. Perfect, băieți. Hai, deci fiți atenți aici, da? Vă știți ce am observat? Deci când suntem obosiți, jucăm mult mai lejer. Deci... Eu joc mai prost. Deci când așa să ne agităm, e dezastru. Eu nu mă agitez, când sunt concentrat, joc mai bine. Haideți că e ultimul eco, băieți. Radio Trigger. Okay. Și mergem la chapel și vă luați și voi exotic. Dar oricum, cred că exotica o pune direct în inventory. Nu mai trebuie să mergem nicăieri. Adică așa cred. Acum... Păi nu intrăm și noi la un vedem. PvP ca să vedem cum merge. E, pui, jucați voi PvP că nu mai joc, nu mai ne de ajuns. Dar nici eu tu crezi că mai joc, nu, dar vreau să pentru că de-am făcut stream-ul mai mult azi ca să ia exotica, știi? Că vadă lumea cum arată exotică. Da. Pentru cine nu a luat-o, bineînțeles. Hai, choose investigation. Hai. Înapoi, înapoi. În partea asta altă trebuie. Dreapta. În dreapta, nu? Unde? Science Collection? Aici, cred că nu? Science Collection e sus. E sus. A, da, 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 că acolo vin... Unde eram eu? Aici, aici, la... Cred că aici e. Nu? Da, nu mai știu care era la intrări. Stai să caut eu. Pe aici, pe undeva, unde scrie? Oricum, am luat-o greșit. Nu, de octagon. Octagonul. Science aici la mine. Science Collection. De acolo.
dar ce le găsești, frate, să nu rămân de stai. Aici, aici, unde a fost prima dată. Trebuie să fii foarte atent. Deci știi ce? Deci îmi place extrem de mult la rifle-ul ăsta că să și ai trăgaciu să. Da, dar poți să elimin punctele îndepărtate, inamicii, țintele. Da, aia e bun. Aia e bine. Da, știi, nu trebuie să stai după sharpshooter, nu. Kamikaze jos. Da, da. L-am scos. Sniper jos. Vai, ce frumos trage ăsta. Deci e perfect să joci din cover cu el, mă. Deci îmi place extrem. L-am amețit pe ăsta. Auto, eu cu fantomatic. Preferie. Secure the area, în stânga noastră, jos, cred că. Sau de sus, oare? Bă, nu știu, vezi să nu fie sus, în partea, mergeți mai în față, vezi să nu fie sus. Da, așa că... Uite că da, e la mine, e sus, da. Nu, vine jos, la voi. Am văzut. Mamă, ce cap i-am dat. Bun, acum o să trebuiască să apărăm și ceva terminale la un moment dat, din ce mi-aduc eu aminte. Search outcast radio active. Fii, unde era asta? M-a atâta l-am căutat. Pe undeva pe sus, cred. Pe sus? Da, așa cred. Că am stat și m-am învârtit aici ceva timp ca să... Ia, 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 am găsit. Acolo-i? Aici. Ai găsit? Da. Bun, oh, perfect. Unde era? Da, sus undeva, da, perfect. Bă, bă, stop. Reactivate the system. Da, bun. Sunt aici patru cabluri. Bun, uite-te la culori și așa trebuie să le activăm. Bă, okay. Mi-a arătat. Deci primul roșu, de la da. La dreapta, rozu, movu, mă duc. Albastru și galben, cred că. Bun, rozu e activat. Da. Ți se face verde acum. Da, cine are mov acum? Mergeți după mov, e jos. Stai că mă duc eu acum. Eu stau aici. Stau eu aici și văd. După mov? Așa, după mov. După mov vin albastru. Albastru, tot aici ai. Dă-i drumul la albastru. Dă-i, dă-i. Și după aia, după acum galbenul. Galbenul merge negruț acum. Trebuie să fie, da, e jos. Pe... Bun, dă-i reactivate. Mamă, era să... A, activate, am crezut că dă reset. Bun, mamă. Am intrat, aici ai main terminalul ăla. Terminator. Da, haideți. Exhibition room. Aici îi biroul ăla de sus. Pe aici, da. După mine. Exhibition, aici la mine. Deci e gen, trebuie să stăm pe lângă terminalele astea cât timp ei ne atacă. Stau eu aici. Da, bine, trebuie activate. Prima dată și după aia. Bun, acum încep să vină. Vedeți că trebuie să stați lângă ele. Deci. Aici stau. Bun, perfect. Perfect. Vezi că îți dă enable dacă pleci de lângă. Nu, că ăla a fost infiltrat deja. I-am stat acolo și a fost deja. Ah, ok.
Mă ocup eu de partea asta. Deci. Ia de aici, fantomatic. Vedeți că vine boss-ul? Da, e un ciocanar, dar trebuie să stați tot acolo. Căcat. Cred că mai vine unul, dacă l-am văzut bine. I-am spart armura, bun. Bravo, am dat degeaba cu... Voilà. Cu spumoasa? Da, face spume la gură, mă. Băi, deci chiar îmi place rifle-ul ăsta, spate, deci... Spate. Să vină una, vine păcărica. Bravo. Da, e bine. Să nu vină state, că ăla e boss. Ăla e categorie boss. Ah, ce un pumn n-am vrut să-i dau lui ăla. Băi, nu pot să cred. Asta, boss! Dă-i cu spuma acum în el. Unde, unde? Aici. Nu stă. Bun, dă-i. Așa. I-am dat cu spuma. Dați. Bravo, mă. Perfect. Hai că aici e exotica, băieți. Vai, ce mi-e place mie arma asta. Mi-e piaci, zici. Credeam că îți place de felul cum jucăm și noi. Corect. Gata, mă, am terminat misiunea, hai la exotica. Hai. Hai, băieții mei. Și poate văd o dansatoare exotica. Nu mai las, dar visez acum la cât de obosit sunt. Două, una mai mică și una mai mare. Știi, apropo, stai să vă spun o glumă, deci medicală, treaba voastră ce interpretați. Să știți că pancreasul are două ampule. Ampula mică și ampula mare. Mamă, frate. Bă, eu știi ce? Aia mică așa. Eu am avut-o pe aia mică, acum am pe aia mare. Aoleu. Nu știu cum să vă spun. Haideți la... Gata, mă. Bă, v-a apărut acolo în stânga jos. Chapel unlocked. Tic-tap-ul... Da, chapel unlocked. Bun, hai, go. Nu știu, n-am fost atent. Hai să mergem la la... Câte ceas om? Mama, la 11 să-mi fac cartofi prăjiți. Mă încearcă. Da, exact. Deci, bravo, mă, băiete. Chapel unlocked, abia acum. La... Hai. Da, și eu am spus. La ce am zis? La ora asta că mă mânci cartofi prăjiți. Nu mai, mi-e foame. Păi vreau să mănânc și am stat să joc cu voi. Vezi, vezi, a, păi asta face, mă, gaming-ul, da, frate, merită, asta e. Da, merită, mă, da, merită, mă. Deci da, e merită, exotic. Da, zi-mi puțin cum intră cartoful ăla când tu știi că e exotic, Raif. Adică, cum intră cartoful? Cum intră? Într-un mod exotic, mă, intră cartoful. Mă, exotic intră. Deci omul ăsta nu-i normal, frate. Deci omul ăsta nu-i normal, deci nu... Stobățit, omule, ce să-ți fac? Tu ești divină. Hai, fantomatic, stai să iau și... Uitați-vă direct. Oh, mi-a dat. Mi-a dat ăla. Oh, stai cam full. Băgam și picioarele. Băgam și picioarele. Am ți-a dat ca pe târgu Ocna. Ocna, da. La Ocna mare. Au mai picat niște item, mi-a mai picat un divizione, s-a mai picat un ainostruț, dinamic. Era divizion, a? Ia să vedem, mi-a picat un combat mask, armură și skill power.
Și un RPK. Acolo frumos. Așa. Ok, și de unde iau? Bonus. Păi ți-a apărut acum. Păi nu l-ai luat? Ia vezi, nu ai luat de aici? No item swap, normal. Acum, păi ia mă, acum, mă, da, uite, uite bijuteria, mă, mă, mă. Ia să vedem ce a picat aici, shotgun și custom, oh! Mamă, 500, exotica. The item has special ammo. Deci mi-a picat un P416G3 și are minus 107.000 damage față de ăla care l-am eu pe mine. Ok, total armor, la. Mamă, dar ce repede trage băiatul. Numai mâine o să-l încerc, nu mai pot acum. Bă, eu zic să mai băgăm o misiune, frate. Bine, hai să testăm repede. Ce misiune, mă? Du-te, bă, mâncă, mă, băgam aș piciorul în ea misiune, frate. Mamă, mâncați aș gura ta, frate, că-ți luam. Noapte bună, Mihai. Băi, frate, băgați aș misiunea. Noapte bună, că și eu plec, frate, bă. Noapte bună tuturor, mulțumim pentru susținere pe live. Noapte bună, negruțule. Pentru fanart. Da, da, ați văzut? A fost... Mamă, mi-a luat exact item-ul. Pentru exotica. Ce mă, mulțumește și lui Negruțu, el a venit cu ideea, nu eu. Mulțumesc Negruțu și îți mulțumesc Fantomatic. Mersi și eu la fel. Eu am fost un fel de... De am susținut ideea de invite. Bravo. Bine băieții mei, v-am pupat. Seară plăcută. Oameni de pe stream, v-am pupat. Ciao. Pa, 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 pa. Giamelo, giamelo. Mamă, deci cum a plecat lumea, nu-mi vine să cred. Bă, deci... Salut, Bogdane! Bă, băieți, m-a ajutat că nu, eu nu mai înțeleg jocul ăsta și rup CD-ul, mă. Am început alt caracter de la 0, nu? Cum? What? Cum dracu fac? De ce ai început un caracter de la 0? Da, păi lasă-mă, omule, că nu-mi dă nici cum. Mă-s nervos de numai pe jocul ăsta. Nu, cum dracu fac? Oameni buni, mă, că nu mai dă side quest-ul sau misiune, nu înțeleg, fii atent, mă duc la settlement acolo, nu mai, pur și simplu, nu le-a. Da, mă, de ce ai început caracter de la zero? Eu de acolo trebuie să pornesc cu ideea, ca să te pot ajuta. Bă, mi-am șters, mă, că nu mi-o, m-am fost într-un clan, au început să se certe între ei, ăia nu m-au mai ajutat și i-am dat de-l dracu de lui, mă, cacă ne joc. Oricum o să-mi iau Call of Duty, da? Măcar până apare să mă joc și nu... Mă, omule, dar trebuia să ieși din clan, frate. Atâta tot. Păi m-a dat ea afară, de asta am fost supărat. Ne-a sugestat să-mi treci. A, și am ieșit din joc acum. O să-ți trimit un invite la noi în clan și testăm... Băi, fratele meu, cum să ștergi un caracter din cauza la un clan, frate, că s-au certat... Da, aia englezi. Păi nu contează, mă, englezi sau nu englezi, frate. E munca ta în caracterul ăla. Te-ai chinuit 3 luni ca să ce, mă? 7 zile, 8 zile am avut. Dar pă lasă-mă că nu-mi dădea armele deloc. Nu-mi dădea ăla, mă, omule, pe cuvântul meu. Și ceea 3 zile la rând cu chatterbox-ul, mă. Mă, Bogdane, deci noi în fiecare seară suntem live aici pe YouTube. Găsim, facem și party. Tu mergi și te joci cu englezi, fratele meu. Adică... E, tu intri pe youtube.com/japiadrian sau fantomatic1234 sau ne scrii, avem server de Discord, intri pe Discord, vorbești cu noi. Păi noi suntem aici între colectivul cu oameni cu seturi high-end și arme exotice, rifle făcute în seara asta. Și auzi la categoria gear. Categoria gear. Am terminat Idle Basin de fiecare dată pe ăsta, pe heroic, omule, tu știi ce greu e pe heroic? Omule, lasă-mă cu heroicul, tu ți-ai șters caracterul, frate, deci eu nu, deci mă depășește situația asta. Păi îl fac imediat, nu-i problemă la mine, că eu am timp acum, că mi-a schimbat jobul domnul. Da? Acum, da, ajung la 2000 de euro pe lună, să sperăm. A, perfect, păi vezi că îți dau link-ul acum pe privat. Da, da. Bă. Oameni, nu de la 3, mi-e închis ăsta, uite, la greu.